focar de infecție în curtea unei instituții publice din județul Gorj. Două toalete ecologice, aflate într-o stare de nedescris, îi primesc pe fermierii care au drum la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. WC-urile sunt amplasate chiar la intrare, pentru ca mirosul greu și imaginea dezolantă să nu poată fi trecute cu vederea de cetățenii care trec de poarta instituției. Din spusele paznicilor, toaletele sunt destinate celor care vin să depună acte la APIA. Aceștia ne-au transmis că nu mai sunt folosite. Mirosul și mizeria closetelor dovedesc însă contrariul. Tot aveți acolo focar. Cine folosește WC-urile alea? Nu sunt folosite, folosite. Nu sunt folosite? Da, au fost de multe vremuri, dar nu mai sunt. Păi sunt de spele, că miroase. Da, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Gorj își desfășoară activitatea într-un sediu închiriat. În trecut s-a tot vorbit despre un imobil comun care să adune la un loc toate instituțiile ce au ca domeniu de activitate agricultura. Însă proiectul a rămas la statutul de vorbe.